Primarii mai multor comune sălășene au anunțat că în lipsa banilor necesari pentru funcționarea serviciului de salubrizare, se simt nevoiți să apeleze la ajutorul localnicilor. Autoritățile locale ale mai multor comune sălăjene au anunțat că nu mai dispun de fondurile necesare pentru funcționarea serviciului de salubrizare, situații în care le vor cere localnicilor ca în măsura posibilităților să le ofere o mână de ajutor. Pentru că nici în acesta în bugetele locale nu se arată a fi deloc unele optimiste, primarii de comune vor încerca să apeleze la spiritul civic, acolo unde există, evident, pentru că în multe locuri nu putem vorbi de așa ceva. Astfel, localnicilor li se va cere să intervină pentru a curăța astfel de terenuri, pentru a ridica de jos molozul, deșeurile aruncate la întâmplare și aiurea, bineînțeles, și pentru a le duce în locuri special amenajate, pentru că mai nou vorbim de programe de salubrizare și în mediul rural, nu doar la orașe, pentru că se încearcă asigurarea unor condiții la sat apropiate de cele care sunt oferite în mediul urban. Așadar, mărăcini, bolovăniș, resturi vegetale, deșeuri din gospodării, toate acestea vor trebui preluate, inclusiv cu căruța, de către localnici, la venirea primă, evident, și duse în locuri special amenajate, astfel încât și în aceste localități să nu mai existe probleme din aceste puncte de vedere, și se va apela acest spirit civic, mai ales acolo unde serviciile de salubrizare nu mai pot funcționa în lipsa fondurilor financiare din bugetele locale.